Bună ziua și bine v-am găsit la miezul zilei. Pentru început, titlurile ediției. Un pasager care a zburat cu avionul Chișinău-Moscova a fost diagnosticat cu virusul COVID-19. Anunțul a fost făcut de autoritățile din capitala rusă. Peste 400 de locuri de muncă create în doar 2 ani la Edineț și asta grație incubatorului de afaceri deschis în localitate. Pasagerii nemulțumiți de serviciile companiilor de taxi vor putea depune petiții online. Serviciul Fiscal de Stat a lansat o adresă de e-mail. Noul coronavirus a fost detectat la 21 de persoane de la bordul unei nave de croazieră care a fost ținută în largul coastei Californiei. Este vorba de 19 membri ai echipajului și 2 pasageri de la bordul Grand Princess. Gruparea teroristă Stat Islamic a revendicat atacul comis la un eveniment comemorativ din orașul Kabul, incident soldat cu cel puțin 32 de morți și 10 de răniți. Acum știrile pe larg. Un pasager care a zburat cu avionul Chișinău-Moscova a fost diagnosticat cu virusul COVID-19. Anunțul a fost făcut de autoritățile din capitala rusă. Călătorul a aterizat la Moscova în 24 februarie. Avionul venea din Italia și a efectuat un zbor de tranzit prin aeroportul Chișinău. Aparatul de zbor aparține unei companii de la noi. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a anunțat că nu a primit nicio informație oficială în acest sens de la Moscova. Între timp, autoritățile precizează că în ultimele 24 de ore nu a fost înregistrat niciun caz suspect de infectare în țara noastră. Dincolo de aspectul atrăgător și culorile aprinse ale jucăriilor, se ascund compuși chimici periculoși, fără etichetare și fără certificate de calitate. În ultimele săptămâni, reprezentanții Agenției pentru Protecția Consumatorilor au ridicat din piețe și magazine peste 30.000 de jucării, în sumă totală de 630.000 de lei. Specialiștii avertizează că în premieră a fost depistată o cantitate atât de mare de articole neconforme care ar putea să le pună în pericol viața celor mici. Că produsele nu dețineau nici rapoarte de încercări, nici declarații de conformitate, care sunt cerințe obligatorii prin lege. Se consideră inițial că aceste produse sunt periculoase pentru viața, sănătatea persoanelor. Persoanele verificate, agenții economici verificați, sunt importatori care plasează pe piață atât personal cât și prin intermediul altor agenții economici. Părinții spun că aleg minuțios jucăriile și că optează pentru articole ecologice. Ar fi dorit cum au fost înainte, din lemn, da? Uite asta calitate. Plasticul acum nu e bun. El se rupe. Lemnul e lemn. Ori din metal. Deci super calitate. Erau jucăriile de lemn. Și atunci se rezolvă. Sunt meșteri populari care le fac. Și una, două magazinele sunt care au licență de țin. Noi străim să ocupați magazine. Încercăm să procurăm jucăriile din magazine autorizate, dar nu de la piață. Atragem atenția să nu aibă miros înțepător, neobișnuit. De obicei mă duc să fac ceva în mână. Reieșând din cei bunici, m-am învățat. Doar săptămâna trecută, în urma verificărilor, s-au depistat alte 100 de jucării neconforme. Specialiștii recomandă părinților să opteze pentru articole ecologice și să le procure doar din locurile autorizate. Dacă urmă o jucărie, cum sunt animăluțe, care sunt copii mici, atrageri sau alte vietăți, luând în mână acest produs, dacă simte un miros de cauciuc înțepător, atunci te dai seama că acest produs prezintă un risc. De aceea urmează să soliciți de la agenții economici, la vânzători, să-i prezinte dacă deține declarația de conformitate sau dacă cel puțin măcar produsul este marcat corespunzător, adică să fie informații în limba de stat și marcat semnul de siguranță, cum este CE sau SM. Agenția pentru Protecția Consumatorilor va continua să efectueze verificări și în următoarele săptămâni. Peste 400 de locuri de muncă create în doar 2 ani la Edineț și asta grație incubatorului de afaceri deschis în localitate. În ultimii ani, infrastructura din Edineț a fost modernizată cu suportul Uniunii Europene. Noile condiții au stimulat crearea de noi întreprinderi. Vadim Roșca are deschisă o mică afacere în domeniul designului arhitectural în cadrul Parcului Industrial Edineț. Tinerul spune că grație facilităților de care dispune aici, are posibilitatea de a implementa proiecte atât la nivel local cât și pentru țări de peste hotare, cum ar fi Germania, Austria sau Marea Britanie. Compania noastră se ocupă cu vizualizări arhitecturale, în mare parte primim de la clienți referințe și planuri arhitecturale, iar produsul nostru final este
ori o imagine, o fotografie a viitorului proiect arhitectural, ori o animație în care clientul își vede cum va arăta casa lui în final. În momentul în care am închiriat spații, le-am închiriat deja cu mese și cu câteva calculatoare. Tot aici urmează să fie deschisă în curând și o afacere în domeniul serviciilor de catering. Organizația a fost inițiată cu ajutorul proiectului Pol de Creștere Economică Regiunea de Nord, orașul Iedineț, care are menirea pentru a face o sală pentru hrănire, pentru alimentația persoanelor care vor fi încadrați în această instituție. Până în prezent, în parcul industrial de la Iedineț au fost create peste 120 de locuri de muncă permanente și alte 300 sezoniere. Au fost dotate 10 oficii cu mese, scaune, echipament pentru oficiu. A fost dotată o sală pentru seminarii, pentru traininguri. Totodată a fost construită o hală cu o suprafață de 1400 de metri pătrați, unde o să selectăm o companie care o să creeze cel puțin 50-60 de locuri de muncă. Cel mai mare avantaj este creșterea economică în regiunea de nord a Republicii Moldova. Proiectul Iedineț Pol de Creștere Economică în regiunea de nord a Moldovei a fost finanțat de Uniunea Europeană în cadrul inițiativei Primarii pentru Creștere Economică. Pasagerii nemulțumiți de serviciile companiilor de taxi vor putea depune petiții online. Serviciul Fiscal de Stat a lansat o adresă de e-mail. SFS intenționează că pasagerii care nu vor primi bon vor putea să nu achite călătoria. Oamenii speră că inițiativa îi va disciplina și responsabiliza pe șoferii de taxi. Cred că va fi o soluție pentru că vor fi mai serioși, se vor atârna mai strict față de lucrul lor. Oamenii vor fi mai siguri. Bvați o grubă taxiste, ăsta este un moment. Se mai întâmplă ca unii șoferi să fie nepoliticoși și cred că dacă vom putea scrie plângeri direct unei structuri de stat, va fi mai bine. Dar aici foarte mult depinde și de cultura oamenilor noștri, cât de obiectiv vor fi ei în plângerile lor. Obiectiv na, dăvați câteita jalbă. Cred că ar trebui să dea aceste bonuri pentru că fiecare taximetrist ar trebui să aibă taxometru care să măsoare kilometri parcurs și odată cu tariful care l-au ei să emite acest bon. Potrivit serviciului fiscal, pasagerii vor putea să nu achite călătoria dacă nu le-a fost emis bonul de casă pe suport de hârtie sau în format electronic. Scopul acestei acțiuni, acestei inițiative, este de a obține un impact cât mai larg asupra contribuabilor care desfășoară activitatea în domeniul prestării serviciilor transport în regim de taxe, la respectarea prevederilor legislației în vigoare, precum și a consumatorilor, beneficiarilor de aceste servicii, privind posibilitatea neachitării călătoriei în cazul neeliberării bonului de plată. Anul trecut, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat peste 1800 de controle la companiile de taxi, în urma cărora au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă de aproape 470.000 de lei și amenzi contravenționale în mărime de 1,7 milioane de lei. Itinerarul turistic Drumul Vinului Moldovei a fost inclus în rutele culturale ale Consiliului Europei. Este primul traseu turistic din țara noastră care va face parte din ruta neoturistică paneuropeană care integrează peisajele și patrimoniul vitivinicol din 18 state vitivinicole. Traseele turistice ale Drumului Vinului Moldovei cuprind 1560 de kilometri de circuite în cele trei regiuni viticole cu indicație geografică protejată. Codru, Valul lui Traian, Ștefan Vodă. Cu vizite la 28 de crame, 12 vinoteci, 21 de evenimente cultural-vinicole și 30 de atracții turistice. Itinerarul turistic Drumul Vinului Moldovei a fost promovat de Asociația Națională pentru Turism Receptor și Domestic cu suportul proiectului de competitivitate din Moldova finanțat de USAID, Guvernul Suediei și Marea Britanie. Platformă de comunicare dintre elevi, profesori, dar și un schimb de experiență a celor mai bune activități de cercetare. Pentru prima dată, elevi din 6 colegii din Republica Moldova, dar și din Ucraina, Polonia, România, s-au întrecut la inventivitate în cadrul unei conferințe științifico-practice. Evenimentul a fost găzduit de Colegiul Tehnic Agricol din orașul Soroca și a fost organizat cu suportul Ministerului Agriculturii. Cu ajutorul motorului ESP-862-66, ce ne dă posibilitatea să efectuăm această operațiune prin Wi-Fi. Elevii au muncit cot la cot cu profesorii. Participanții au prezentat 12 lucrări, multe fiind scrise în limbi străine. Tema noastră e eficacitatea, adică poluarea aerului. În ultima vreme este foarte poluat aerul și noi am decis să
ca să fie lichidarea tuturor automobilelor diesel și benzin până din 2025. Am venit cu o temă de metodele necondiționale de producere a energiei electrice. Această temă este de folos pentru o anume specialitatea mea. Că îți carc un telefon în câmp și noi putem să-l încărcăm cu ajutorul acestui element. Că faci cercetări în ziua de azi este un lucru mare. De ce lucrează în bibliotecă? Lucrează cu profesori individual, fac machete lucrative. Sunt viitorii studenți la facultate și totodată sunt viitorii savanți care deci vor, eu știu, știința agrară în Moldove, vor continua să o dezvolte la un nivel mai înalt. Acum 2 ani, Colegiul Tehnic Agricol din Soroc a semnat și un acord de parteneriat educațional cu 2 instituții din Ucraina, dar și cu Colegiul Samoil Isopescu din Suceava. Este un schimb enorm de experiență. Ne oferă posibilitatea să acumulăm noi cunoștințe, dar și noi practici. Astfel ne putem dezvolta abilitățile și capacitățile, inclusiv cadrele didactice. Autoritățile menționează importanța unor astfel de activități pentru instruirea unor specialiști de valoare. Este problema de mecanizare a agriculturii. Ori nu este mai strângent nimic astăzi pentru noi ca mecanizare în agricultură, ca folosirea tehnologiilor performante, ca folosirea tehnicii care este din an în an se schimbă și e mai performantă și ne trebuie specialiști în domeniu. În Colegiul Tehnic Agricol din Soroca își fac studiile 400 de elevi. Noul coronavirus a fost detectat la 21 de persoane de la bordul unei nave de croazieră care a fost ținută în largul coastei Californiei. Este vorba de 19 membri ai echipajului și 2 pasageri de la bordul Grand Princess, care transportă peste 3500 de persoane și ar urma să acosteze în curând într-un port necomercial, unde se vor face mai noi teste, iar bolnavii vor fi plasați în carantină. Între timp, bilanțul morților epidemiei de coronavirus din Italia a crescut cu 49 într-o singură zi, ajungând la 197. Italia, țara cea mai afectată din Europa, rămâne a doua după China din punct de vedere al numărului de decese. Comisia Europeană a anunțat că va asigura o finanțare suplimentară de 37,5 milioane de euro alocate cercetării de urgență pentru dezvoltare de vaccinuri, tratamente și metode de diagnostic pentru COVID-19. Gruparea teroristă Stat Islamic a revendicat atacul comis la un eveniment comemorativ din orașul Kabul, incident soldat cu cel puțin 32 de morți și 10 de răniți. Atacul armat a avut loc la un eveniment organizat pentru a marca 25 de ani de la moartea liderului politic Abdul Ali Mazari, ucis în anul 1995 după ce a fost capturat de talibani. Insurgenții talibani, care tocmai au semnat un armistițiu cu Statele Unite, au negat implicarea în atac. Regimul taliban a fost înlăturat de la putere de Statele Unite în 2001. Militanți islamiști au deschis focul cu arme automate la evenimentul la care era prezent inclusiv liderul politic afgan, Abdullah Abdullah, care nu a fost rănit. Cel puțin 32 de persoane au fost ucise, iar 81 au fost rănite în atentat. Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a ordonat gărzii de coastă să nu le mai permită migranților să încerce să traverseze Marea Egee pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Liderul de la Ankara a invocat motive de siguranță. Nu sunt permise trecerile ilegale de migranți prin Marea Egee, deoarece este periculos, se arată într-un comunicat al gărzii de coastă care citează un ordin prezidențial. Ministerul de Interne turc va monitoriza aplicarea ordinului. Garda de coastă turcă a acuzat Atena că a încălcat dreptul internațional, punând în pericol bărci cu migranți, afirmând că a salvat joi aproape 100 de oameni în bărci care erau pe jumătate scufundate de Grecia. Premiera expozițională de zile mari la Muzeul Național de Artă al Moldovei este intitulată Potențial și Abis și reunește lucrări ale doi mari artiști, sculptorul Mircea Roman și pictorița Florentina Voiche, un cuplu în viață și în creație. Simbioza dintre sculptură și pictură reprezintă reperele expoziției Potențial și Abis. Sunt teme vechi realizate într-o formă nouă. Am mers pe ideea aceasta de potențial și abis, care se regăsește la ambii, în sensul că potențialul e reprezentat prin lucrările care sunt puternice, au și dimensiuni mari, și la Mircea Roman și în pictură. Formele acestea au în ele potențialul de devenire. Există
încă și zona de abis, care la Mircea Roman în sculpturi se vede prin acele găuri negre, goluri interioare în ființa umană, iar la mine sunt zonele de abis din jurul personajelor, fondurile mai abstracte. Este o expoziție care de fapt reprezintă drama umană. Sculptura lui Mircea Roman este o zonă estetică primordială și în același timp foarte contemporană. Un artist care parcă vine din Egiptul antic, în același timp este foarte bine ancorat în tradiția sculpturii românești. Este o expoziție, în primul rând, care are o încărcătură de smerenie. Mircea Roman este singurul artist din România care deține cel mai mare premiu din lume pentru sculptură de la Trienala din Osaka, Japonia. Figurile sculptate de el sunt pline de dramatism, reprezintă o metaforă a sacrificiului. Sculpturi în lemn și câteodată mai este și culoare, dar ce mă preocupă este să creez volume mari care să stea bine în spațiu. Fac trimite la personajele umane, temele sunt reluate. Viața nu e numai frumoasă, mai are și partea ei de dramatism și de nemulțumiri. Mircea Roman e un sculptor aparte, vedeți, cu niște teme legate de modelarea chipului uman, de realitate, de păcat. Și o pictoriță aparte cu o gamă coloristică, vedeți, la fel recognoscibilă, ținută într-o tonalitate de vișiniu brun-negru. Este de fapt o pictură figurativă, care parcă vine din spațiu, așa se zice, mai istoria ardor, în același timp este pictură contemporană, exprimă acele trăiri, drame, acea neliniște care este la ordinea zilei. Reunite sub semnul simplității și demnității, sculpturile lui Mircea Roman și picturile Florentinei Voichi călăuzesc privitorii într-o lume plină de mistere și simboluri, de lumini și întuneric, lumea ființei umane. Lucrările pot fi văzute la Muzeul Național de Artă până la sfârșitul lunii martie. Este autorul unor poeme de dragoste de mare sensibilitate, dar și al unor versuri profunde și dureroase despre nedreptățile istoriei. Își crește cu multă grijă cititorii scriind versuri pentru copii. Vorbim despre Vasile Romanciuc, distinsul poet care a împărtășit împreună cu cititorii și confrații de Condei bucuria apariției antologiei de versuri Pâinea noastră, cea din toate filele. Cu mult înainte de lansarea antologiei, cititorii solicitau autografe lui Vasile Romanciuc. Astăzi e o ocazie unică, așa ca să am și o carte bună și cu un autograf la autor. Este o inspirație pentru mine. Urmărim întotdeauna cu mare atenție tot ceea ce scrie mulțumitul domnul Vasile Romanciuc. Vasile Romanciuc este un poet special și ne bucură foarte mult cu poeziile lui. Sunt o delectare pentru toată lumea. Cu un titlu aproape biblic, Pâinea noastră, cea din toate filele, antologia are o semnificație deosebită. Am emoții și lucru care mi se pare important pentru mine este că Pâinea noastră, cea din toate filele, și acum nu mă refer la cartea mea, ci la carte în general, Pâinea noastră, cea din toate filele, îmi doresc să devină pâinea noastră, cea de toate zilele. Autorul a fost deosebit de exigent în selecția versurilor și asta deoarece... Că atunci când lucrez la o antologie, fac într-un fel munca livădarului, care din când în când se uită la arbori, la copaci și caută crengile uscate. A fost cea mai așteptată antologie din această serie. Această carte confirmă o dată în plus, dacă mai era nevoie, dar cred că lumea știe de multe vreme, că Vasile Romanciuc este chiar în raftul întâi al literelor române, nu doar de la noi, din tot spațiul în care se scrie românește. Selecția cuprinde texte scrise între 1970 și 2018, o poezie foarte diferită, atât de apropiată sufletului însetat de frumusețe. Cunoaștem foarte bine pe Vasile Romanciuc, autor de poezie de dragoste, o poezie foarte delicată a sentimentului de iubire. Este și o poezie a valorilor noastre ancestrale, busuioc la naștere, busuioc la moarte. Nici nu știu unic autor este Vasile Romanciuc. Este și o poezie despre nedreptățile istoriei. Activitatea literară a lui Vasile Romanciuc a fost apreciată cu importante distincții de stat, valoroase premii literare,
literare de la noi și din străinătate, dar mai cu seamă cu dragostea cititorilor de toate vârstele. Munca la masa de scris continuă. Poetul finisează acum o antologie de versuri pentru copii. Date meteo. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, astăzi vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiune atmosferică normală. Cerul va fi variabil, fără precipitații esențiale. Vânt din sud, slab la moderat. Termometrele vor indica între 14 și 17 grade în localitățile din nord, 15-18 în cele centrale. În sud vom avea 16-19 grade Celsius. În 8 martie se prevăd ploi. Pentru moment, acestea au fost informațiile, doamnelor și domnilor. Următoarea ediție de știri, cea de limbăruse de la ora 17. Zi frumoasă în continuare!